Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi în general instabilă, îndeosebi după amiază și seara, când cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. De vreme instabilă au avut parte azi zălăoanii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei s-a oprit la 24 de grade, iar la noapte sunt anunțate temperaturi de 14 grade. Mâine vremea se menține pe aceeași linie și în cele patru orașe de la noi din județ. În Șimleul Silvaniei se anunță o zi cu maxime de până la 26 de grade și o minimă de 16 grade. De vreme asemănătoare vor avea parte și zălăoanii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei se va opri la 26 de grade, iar minima va coborî la 16 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde meteorologii anunță o maximă de 26 de grade și o minimă de 16 grade. Dar haideți să vedem ce ne rezervă vremea și în următoarele zile. Miercuri vremea se menține pe aceeași linie, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cele minime se vor opri în jurul valorii de 17 grade. Joi vremea va fi plăcută, potrivit meteorologilor. La amiază sunt prognozate temperaturi de până la 25 de grade, iar noaptea minima anunțată este de 16 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. La revedere!